Sera de la Grădina Botanică are o colecție impresionantă de cactuși. Vă invităm astăzi în împărăția lor. Grădina Botanică are cea mai mare colecție de plante și anume este colecția de plante din familia cactaceilor. Este o singură familie a cactușilor și la moment, aici în seara aceasta, avem adunate o colecție foarte bogată, deci peste 1000 de specii, forme și varietăți de cactuși. Cactuși, în primul rând, așa cum vedem, avem mulți cactuși în perioada din florire. Deci încep să înflorească practic în luna februarie și iată, perioada din florire se prelungește până în luna septembrie, chiar uneori și octombrie. Iată, aici avem o colecție foarte mare de plante din genul Mamillaria, peste 200 de specii. Iată, le vedem aici, vedeți, sunt și în floare și sunt de acum acestea roșii, sunt fructele cu semințe. Deci sunt foarte decorativ. Plantele suculente nu sunt pretențioase și de asta cele aproximativ 1800 de specii alcătuiesc mai mult de 50% din toate colecțiile. Aici în expoziție avem alte diferite specii de cactus, evident după forma corpului, după înălțime. O colecție mare de plante din genul opunție, iată aici, deci plantele acestea, ca să nu apară întrebări, deci plantele acestea au fost sădite aici în sol, au fost create expoziții în 1985, în 86, fiindcă în toamna anului 1984 noi am trecut din niște serii mai vechi, am trecut în aceste serii și deci în următorii 2 ani au fost create aceste expoziții și poftim, iată, perioada asta de 36-7 de ani, deci aceste plante au atins dimensiuni gigantice. Iată aici genul Mamillaria, continuă să înflorească începând cu primăvara și iată mai departe, chiar unele specii, de fapt, socoate cactuși înfloresc o singură dată în an. Dar la noi, iată, avem specii care înfloresc câteva ori pe parcursul anului. În seră, cactușilor li se creează o perioadă de repaus. Sfârșitul lunii octombrie, noiembrie, deci noi le creăm o perioadă de repaus, nu se udă, ne stăruim temperatura să fie mai joasă, se face lucrul acesta pentru a stimula dezvoltarea mugurilor florali pentru anul viitor. Primele soiuri plantate aici în 1985 mai cresc și acum. Iată aici ne apropiem de o specie de cactuș care se numesc Echinocactus gruzoni sau scaunul de pedeaps. Iată aici avem 3 exemplare gigantice. Sunt acele plante care sunt crescute din semințe din anul 1964. Deci în 2012, deci pentru prima dată au atins faza degenerativă, adică faza din florire. Iată exemplarul ăsta a avut pentru prima dată în 2012 două flori, deci s-au legat fructe cu semințe și în așa fel, deci noi am început de acum să înmulțim mai pe larg această specie de plantă. Iar toate 3 sunt din aceleași semințe, dar vedeți că două exemplare sunt mai rotunde, al treilea este mai alungit și cu păreri de rău că nu am florit niciodată. Aici mai departe iată, avem Brazilia opunția, brazilienzis tot originar din regiunile de pustiu din Brazilia, se aseamănă cu opunția, dar are, iată, frunzele, nu sunt frunze, dar sunt fel de tulpini care sunt mai mici decât la opunții. Ea de asemenea înflorește, are flori de culoare roșie și uneori formează chiar și fructe cu semințe. Grădina Botanică are multe specii de cactuși originari din Argentina, Peru și de pe tot continentul Americii de Sud. Iată aici câteva specii care mai sunt încă în perioada de încă înfloresc, continuă înflorirea, deoarece este soare la cactuș, florile de obicei se deschid atunci când este soare. Dimineața când noi venim, florile sunt închise, iar peste zi dacă apare soarele, florile se deschid. La altele deci se deschid parcursul a 2-3 zile. Ia uitați aici frumusețe, Notocactus varasi, acolo în vârf avem câteva 5 flori înflorite concomitent. Pentru ca plantele, în special cactușii, să aibă o viață lungă și să se dezvolte într-un mediu sănătos, este nevoie să se mențină condiții speciale în seră.
ultimul timp ne-am axat pe îmbogățirea colecției de cactus, fiindcă ei sunt cei mai rezistenți la contiară și ne întoarcem la temperatură, fiindcă problema de bază la grădina botanică este reglarea temperaturii, anume primăvara și toamna. Și de aceea, deci ei rezistă mai bine, nu se udă atunci când este frig și rezistă mai bine la aceste condiții de temperaturi mai scăzute. Grădina botanică găzduiește și vegetale rar întâlnite în natură. Fiind cultivate și înmulțite în sere, acestea ar putea fi replantate în alte locuri.